Eu urmează să tratez în principal reexaminarea măsurilor de punere sub interdicție judecătorească și un punct nou introdus în codul de procedură civilă, punctul 7, indice 1, din cadrul articolului 155. În ceea ce privește reexaminarea măsurilor de punere sub interdicție judecătorească, avem două articole, articolul 20 aliniatul 1 și articolul 20, mă rog, același articol, alt aliniat, aliniatul 2 din legea 140/2022. 20 aliniatul 1 prevede următoarele. Persoanele aflate la data intrării în vigoare a acestei legi sub interdicție judecătorească vor fi supuse în ceea ce privește starea și capacitatea lor și măsurile de ocrotire ce vor trebui luate codului civil, astfel cum a fost modificat și completat prin acest act normativ special. În acest scop, aliniatul al doilea prevede faptul că instanțele judecătorești din oficiu sau la cerere vor reexamina toate măsurile de punere sub interdicție judecătorească și după caz vor dispune. Deci, cele două măsuri care se pot lua cu ocazia reexaminării sunt următoarele. Fie înlocuirea una dintre măsurile de ocrotire prevăzută de codul civil, astfel cum a fost modificat și completat, fie ridicarea măsurii punerii sub interdicție judecătorească, dacă nu mai sunt întrunite condițiile prevăzute de codul civil. În scopul reexaminării, președinții de instanțe au obligația să întocmească un inventar al acestor dosare. În ceea ce privește acest inventar, începând cu data de 23 mai 2022, președinților de instanță le-ar reveni următoarele îndatoriri. Și voi spune etapizat cam cum ar trebui să procedeze, în opinia mea, la selectarea dosarelor. În primul rând, să identifice toate dosarele înregistrate pe rolul instanței respective, care au ca obiect punere sub interdicție judecătorească. Indiferent de legea de drept procesual sau de legea de drept material, ce a fost aplicată în concret în soluționarea dosarelor respective. Apoi, din aceste dosare, să le selecteze numai pe acelea în cadrul cărora, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, s-a dispus măsura punerii sub interdicție judecătorească. Deci nu ipotezele în care s-a respins, s-a anulat, s-a perimat, etc., cererea de chemare în judecată. După ce s-au stabilit aceste dosare, președinții de instanță trebuie să procedeze la o nouă selecție. Să selecteze din cadrul acestor dosare pe cele în cadrul cărora măsura punerii sub interdicție judecătorească își produce în continuare efectele juridice. Adică nu s-a dispus ridicarea ei sau persoana pusă sub interdicție nu a decedat. Președinții de instanță au posibilitatea să afle dacă persoana respectivă a decedat, fie verificând bazele de date electronice, sisteme de informare cu privire la evidența persoanelor sau pot să emită adrese către instituțiile abilitate ce dețin o evidență a persoanelor puse sub interdicție judecătorească. Reexaminarea presupune o nouă judecată cu formarea unui dosar distinct. În condițiile și cu procedura prevăzute de codul civil și de codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate și completate prin legea 140. Ceea ce înseamnă că ar fi aplicabil și articolul 936 din codul de procedură civilă. 936 prevede așa. Cererea de instituire a consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la o persoană se soluționează de instanța de tutelă în a cărei circumscripție aceasta își are domiciliu. Există posibilitatea ca persoana pusă sub interdicție la momentul la care a fost pusă sub interdicție să fie avut un domiciliu, însă ulterior să se fi schimbat acest domiciliu la momentul la care se va reexamina măsura de ocrotire în discuție. Având în vedere că ar fi aplicabil acest articol 936 din Codul de Procedură Civilă, consider că președinții instanțelor ar trebui să selecteze din cadrul dosarelor, astfel cum ele au rămas după cele trei selecții pe care anterior le-am evidențiat,
pe cele în care persoana pusă sub interdicție își are în continuare domiciliu în rasa teritorială a instanței respective. În ceea ce privește celelalte dosare în care și-a schimbat domiciliu pe parcurs, consider că ar trebui să trimită instanțelor în drept să reexamineze măsura, inventarul respectiv și instanțele respective să aprecieze dacă și în ce condiții vor reexamina. În concret, în ceea ce privește reexaminarea măsurilor de punere sub interdicție. În primul rând, reexaminarea aceasta nu constituie o cale de atac împotriva hotărârilor judecătorești definitive prin care s-a dispus măsura punerii sub interdicție, ci este un termen folosit de legiuitor pentru reaprecierea măsurii în condițiile codului civil și a codului de procedură civilă, astfel cum au fost ele modificate, în vederea fie a înlocuirii, fie a ridicării măsurii. Deci nu reprezintă o cale de atac. În al doilea rând, implică o judecată nouă, într-un dosar distinct. V-am zis, în condițiile și cu procedura din nou cod civil și din nou cod de procedură civilă, în modalitățile modificate și completate. Din punct de vedere administrativ, a zice că nu ar trebui să fie format un dosar asociat, că nu ar trebui să fie format un dosar asociat în condițiile articolului 106 aliniatul 2 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanțelor Judecătorești, din două considerente punctuale. Odată implică o nouă judecată, cu noi reguli, cu altă lege de drept material și altă lege de drept procesual aplicabilă, se pot forma dosare asociate la acest dosar nou ce implică reexaminare, dosar asociat care ar putea să aibă ca obiect fie prelungirea, fie ridicarea, fie înlocuirea măsurii dispuse. Apoi, 936 despre care am vorbit anterior, se poate forma dosar asociat numai în raport de un dosar aflat pe rolul instanței respective. Nu pot să formez dosar asociat la un dosar care nu se găsește pe rolul instanței. Și atunci, cum există posibilitatea ca dosarul inițial în care s-a dispus măsura punerii sub interdicție să fie pe rolul unei alte instanțe, iar reexaminarea să fie soluționată de instanța unde se găsește domiciliul persoanei respective în prezent, atunci, evident că în această ipoteză, poate una de excepție, nu s-ar putea forma dosar asociat. Însă, chiar dacă este o ipoteză de excepție, soluția ar trebui să fie unitară cu privire la absolut toate dosarele. Bun. A treia chestiune. Obiectul reexaminării vizează măsurile de punere sub interdicție judecătorească dispuse în dosarele înregistrate pe rolul instanței respective, soluționate în mod definitiv, fără distinție de legea de drept material aplicabilă, de legea de drept procesual aplicabilă. Deci, e posibil, de exemplu, ca punerea sub interdicție să fi fost dispusă în temeiul normelor procedurale prevăzute de decretul 32/54 sau decretul privitor la persoanele fizice și persoanele juridice. Nu prezintă de asemenea relevanță în ce etapă procesuală s-a dispus măsura punerii sub interdicție, fie că s-a dispus în primă instanță și nu s-a atacat sau în calea de atac s-a respins. Fie că prima instanță a respins și în calea de atac soluția a fost schimbată. Nu se vor lua în considerare, evident, cererile ce au fost respinse. Nu se vor lua în considerare, după cum am arătat, măsurile care nu-și mai produc în prezent efectele juridice. În al patrulea rând, reexaminarea nu privește măsurile de punere sub interdicție dispuse în dosare care se află încă în stare de judecată, care nu au fost soluționate în mod definitiv. Avem articolul 21 aliniatul 1 din lege, care prevede următoarele. Judecarea cererilor având ca obiect punere sub interdicție judecătorească aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a acestei legi, se reia, indiferent de stadiul procesual în care acestea se află, în condițiile și cu procedura stabilită de codul civil și de codul de procedură civilă, iar aliniatul 2 prevede următoarele. În cazul cererilor prevăzute la aliniatul 1 aflate în apel,
hotărârile prin care acestea au fost soluționate în primă instanță se consideră desfințate de plin drept, iar dosarele se transmit în dată din oficiu pe calea administrativă primei instanțe competente. În primul rând, desfințarea operează de plin drept, ceea ce înseamnă că desfințarea nu este efectul admiterii căii de atac a apelului, adică nu se va, instanța de apel nu va pronunța o decizie și va spune admite apelul, anulează hotărârea primei instanțe, trimite spre rejudecare. Această trimitere spre rejudecare primei instanțe va opera nu în temeiul unei hotărâri judecătorești, ci în temeiul unei rezoluții. Da? Mai ales că legea prevede în mod expres că se trimit pe cale administrativă, indiferent de stadiul procesual în care se găsesc. Desfințarea ar privi hotărârile judecătorești în care în care prima instanță a analizat anumite prevederi legale ce au suferit modificări sau completări prin legea 140 pe 2022. Indiferent dacă ar privi fondul sau ar privi o altă chestiune. De exemplu, ar putea să privească calitatea procesuală activă, pentru că articolul 165 din Codul Civil trimite la articolul 111 din Codul Civil, iar litera D a acestui din urmă articol a fost modificată prin legea 140. Indiferent dacă cererea a fost admisă sau nu. Însă, dacă prima instanță a făcut aplicarea unor texte legale care nu au suferit modificări, nu au suferit nicio completare prin legea 140 pe 2022, nu se justifică desfințarea de drept a acelor hotărâri. Și vă dau următoarele exemple. Prima instanță a luat act de renunțare a reclamantului la judecata cererii. A anulat cererea pentru lipsă de semnătură, a anulat pentru lipsă dovadă calitate de reprezentant. Nu există niciun motiv pentru care să opereze această desfințare de drept. Pentru că ceea ce determină desfințarea de drept ar fi lipsa soluționării cererii respective în concordanță cu modificările legii 140 pe 2022. Iar nu aplicarea unor texte legale existente atât în vechea cât și în noua reglementare, aplicate de altfel posibil corect de către prima instanță, care vor face obiectul apelului sau după caz recursului în condițiile legii ca și până acum. A cincea chestiune, reexaminarea măsurii de punere sub interzicție judecătorească se dispune la cerere sau din oficiu. Dacă se formulează o cerere de reexaminare cu privire la o măsură de punere sub interdicție ce a fost respinsă de către instanță, consider că cea respectivă ar trebui să fie respinsă ca inadmisibilă, judecata în cererea de reexaminare va începe din etapa primei instanțe și va continua cu calea de atac pentru a se putea parcurge în întregime toate etapele noului proces. Dosarul ce vizează reexaminarea măsurii punerii sub măsurii de ocrotire a punerii sub interdicție judecătorească se va repartiza aleatoriu. Nu consider că ar exista un caz de incompatibilitate atunci când judecătorul investit cu reexaminarea măsurii de ocrotire este același cu cel care a dispus sau a soluționat dosarul inițial care a avut ca obiect punerea sub interdicție judecătorească, decât eventual, deci de principiu nu consider, pentru că ar statua asupra măsurii, dar din perspectiva unor dispoziții de drept material și de drept procesual diferite. Acum, dacă ar analiza aceleași chestiuni, posibil să fie incident un caz de incompatibilitate. Dar de în principiu consider că nu. Există un termen de recomandare în vederea reexaminării de 3 ani. Evident că dacă acest termen se împlinește, nu se înlătură îndatorirea instanțelor de a proceda în continuare la reexaminare. Și în final, până la rămânerea definitivă a hotărârilor pronunțate potrivit aliniatului 2, adică hotărâri pronunțate în reexaminare, cei aflați sub interdicție judecătorească se consideră de plin drept
în ceea ce privește starea și capacitatea, ca fiind persoane cu privire la care a fost instituită tutela specială. Atât am avut de spus despre reexaminare. În ceea ce privește articolul 155, aliniatul 1, punctele 7 și 7 indice 1. Punctul 7. Persoanele fără capacitate de exercițiu, în categoria cărora se include și persoana în raport de care a fost instituită sau care este considerată de plin drept sub tutelă specială, se citează prin reprezentanții lor legali la domiciul, reședința sau sediul acestora. Deci, se face o singură citație, destinatarul citației este persoana respectivă lipsită de capacitate de exercițiu și în cadrul citației apare prin reprezentant legal, iar citația se comunică nu la domiciliu persoanei puse sub interdicție sau la reședința acesteia, ci la domiciliu, reședința sau sediu reprezentantului legal. În ceea ce privește 7 indice 1, persoanele cu capacitate de exercițiu restrânsă, în cadrul în categoria cărora intră și persoane în raport de care s-a dispus consilierea judiciară. Aceste persoane se citează personal și prin ocrotitorii lor legali la domiciliu, reședința sau sediu acestora. Ceea ce înseamnă că se vor face două citații. Ambele vor avea ca destinatar persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă. Însă, o citație va fi trimisă la domiciliu, reședința persoanei cu capacitate de exercițiu restrânsă, iar cealaltă va avea ca destinatar tot aceeași persoană, însă va fi prin ocrotitor legal la domiciliu, reședința sau sediu acestuia din urmă, a ocrotitorului legal. Pentru a avea procedură de citare legal îndeplinită, ar trebui ambele citații să fie trimise și dovada să se regăsească la dosar în privința amândurora. Dacă un termen procedural curge de la comunicare, și nu mă refer numai la comunicarea citației, și la comunicarea altui act de procedură, de exemplu și a unei hotărâri judecătorești, un termen de apel, un termen de recurs, el se va calcula de la data când procedura de citare va fi legal îndeplinită, procedura de comunicare va fi legal îndeplinită. Asta înseamnă că am ambele dovezi la dosar și va curge în raport de ultima dintre ele. Atât am avut de zis. Vă mulțumesc mult! Da. Aș vrea să spun ceva pe această temă. Acest articol 21, alinatul 2 din legea 140/2022, un text fără îndoială bine intenționat, dar un pic radical și nenecesar în formularea sa. Sunt considerate desfințate de drept hotărârea de primă instanță în măsura în care pricina prin ipoteză se află încă în curs de judecată în etapa apelului. Dacă apelul n-ar mai fi în curs, ar fi incidentă instituția reexaminării. Păi, apelul este al doilea grad de jurisdicție în fond, este a doua instanță de fond, așa încât o teorie larg acceptată, dacă nu unanim, arată că atunci când intervine o lege nouă, care, fără îndoială, trebuie să fie de imediat aplicare prin ipoteză, cum este în această materie, dacă intervine o lege nouă, pe parcursul judecății în apel, instanța de apel urmează să-i facă aplicarea. Ar fi fost suficient ca legiuitorul să prevadă că instanța de apel va proceda conform regulilor de procedură edictate de noua lege, care sunt de imediată aplicare, urmând ca în instanța de apel să fi făcut toate rapoartele de evaluare și toate, luându-se toate măsurile necesare și să se aplice de îndată noua lege de procedură. Era și mai economicos și mai rapid, dădea expresie caracterului apelului de al doilea grad de jurisdicție în fond și evitam și acest mic viciu estetic al desfințării unei hotărâri judecătorești în temeiul unei prevederi legislative. Sigur că aici vorbim despre o materie necontencioasă. Nu cred că norma este neconstituțională
cum ar fi, de exemplu, dacă în procedura contencioasă te-ai trezit că legiuitorul îți desfințează o hotărâre, pentru că acolo, evident, fiind vorba despre stabilirea unui drept potrivnic, legiuitorul fatalmente ar avantaja o parte în detrimentul celeilalte, ar fi un fel de expropriere. Clar, o încălcare a dreptului la un proces echitabil, cum rezultă și din jurisprudența CEDO. Aici nu este, prea puțin, nu se judecă, nu sunt interese potrivnice. Deci, nu știu dacă neapărat despre neconstituționalitate este vorba, dar este clar că este o măsură un pic prea radicală, mai ales că, cum spune doamna judecător, o fi administrativ, dar de fapt tot trebuie să te uiți în hotărâre să vezi s-a aplicat sau nu vechea substanța reglementării, că dacă s-a mers pe chestiuni pure de procedură, n-are nicio noimă să o consider desfințată. Deci asta face cine? Președintele prin emit sau nu rezoluția de desfințare de drept. Și aici deja lucrurile devin un pic nuanțate. M-a amuzat citind articolul la care ați făcut referire că părțile săracele n-aveau niciun chef nici de excepția neconstituționalitate, aveau pur și simplu să judece mai rapid. Nu-mi dau seama dacă doamna judecător care a sesizat curtea și suspendat judecata. Sper că n-a suspendat judecata. Dacă n-a suspendat judecata, e bine. Dacă a suspendat-o, ajunge la discuția despre 413 de mai devreme. Că până la urmă... Noi avem poate tot fel de neliniști doctrinare și practice și da, scopul reglementării nu este în principal acesta.